Este clar, victoria cu Portez le-a dat foarte multă încredere. Se vede acest lucru în nonșalanța cu care evoluează în ofensivă. Nu a aruncat însă Adamović, mingea revine la el și Adamović trage cu geapa în față. Tranziție ofensivă a Clujului din nou cu Adamović, care aruncă din colț, mingea iese. Se joacă cu garda jos, plutește, spectaculos. O plutire în stilul caracteristic pentru fostul campion al României cu CSU Ploiești. Mohamed accelerează din nou și urmează două confruntări extrem de interesante din Euroliga, etapa a 14-a. Teorec va trece pe poziția 5. Într-adevăr, îl ia în primire pe Loții Lazar, iar Jucan va juca reușită. Dykes, cel care a rezolvat faza. Dykes, încântător. A simțit mai puțin de două minute până la finalul primei reprize. Pustosvanov încearcă de la semidistanță, mingea se plimbă pe inel. Sârbul de 33 de ani. Mohamed închis pe tușă. A continuat. Geaba vine și face reboundul. Mohamed, schimbări de direcție, ruperi de ritm în fața lui Kendall Dykes, care s-a apărat însă bine. Mingea se plimbă pe inel după pătrunderea lui Dykes. Mohamed acum. O schimbare de direcție în fața lui Török. A venit foarte bine la capac Baro, dar a reușit să înscrie cu multă boltă și cu panoul. Din nou Martinić pasă prea în spate pentru Baro. Scapă pe contraatac Mohamed, care are și la 36 de ani calități atletice fenomenale. Dykes trece pe lângă Mohamed, plutește spectaculos. Da, aici cred că se putea da Gajović, o fentă de aruncare în ultimul moment a lăsat pentru Șanta, un capac care este apreciat din plin din tribune, dar iată-l pe Mohamed. Suporterii clujeni, acest capac foarte spectaculos și drept al lui Baro. Mohamed a reușit să-i fure mingea, iată, lui Dykes și Pustosvanov. Al-Hajj Mohamed apărat foarte atent de Kendall Dykes. Găsește o pasă bună pentru Barăm, care a venit pe tușă. Mohamed încă o dată obține faultul. Lazar însă a fost sancționat cu fault. Din post-up pleacă foarte bine și Mohamed. Kendall Dykes s-a reluat jocul, încearcă să înscrie de afară clujenii.